Chiar dacă au fost un pic plecați în afară, în zona asta, cetățenii, nu au luat chiar cele mai bune maniere. Văd că și-au aruncat inclusiv trollerul cu care s-au întors. Probabil au fost dați afară de acolo dacă s-au întors aici și nu s-au adaptat acolo și au revenit la vechile obiceiuri. Gunoaie sunt cât vezi cu ochii la marginea orașului Târgu Jiu, pe câmp zac tot felul de resturi. Cei care le aruncă la boia întâmplării nu sunt prinși tot timpul și nu e de mirare că astfel terenurile de la periferie se umplu de gunoaie. Deși nu ei le aruncă, în curând proprietarii terenurilor pline de deșeuri ar putea fi amendați. Aici este un teren privat, se vede că cineva a început să-și facă o fundație. Teoretic și practic, primăria trebuie să identifice proprietarul acestui teren, să-l someze să-și facă curățenie. În caz că nu vrea să-și facă curățenie, conform legii trebuie să vină primăria să facă curățenie, iar costurile în urma acestei curățenii să fie îndreptate împotriva proprietarului. Haine, materiale de construcții, tot felul de resturi sunt împrăștiate pe hectare întregi. Am primit numeroase sesizări de la cei din zona aceasta, dar pe de altă parte unii fac sesizări că sunt gunoaie, iar vecinii lor vin și aruncă în această zonă. Am putut observa că pe lângă materiale de construcții sunt și pampers, sunt și lucruri din casă, gen geamantane, cădițe, dușuri sau ce am mai găsit în zona respectivă. Automat sunt tot oameni din această zonă care aruncă. Ar fi o explicație că sunt și case în construcție, dar asta nu îi ajută și din contră ar trebui amendați. Polițiștii locali stau la pândă să-i amendeze pe cei certați cu legea, însă de multe ori nu reușesc să-i prindă. Acționăm zilnic pe aceste zone, este destul de greoi pentru că atunci când ne observă lucrurile scapă de sub control, să zic așa, oia la fugă, își lasă atelajele, de cele mai multe ori nu reușim să-i prindem, dar facem aceste demersuri zilnic și avem și activitate în acest sens, pentru că numai în ultimul an, și vorbim de anul trecut până în prezent, s-au aplicat aproximativ 50.000 de lei sancțiuni. Și comisarii de mediu avertizează că amenzile sunt dure, pot ajunge până la 50.000 de lei. Autoritățile au un plan să instaleze camere video ca să-i depisteze mai rapid pe cei care aruncă resturile pe unde apucă. Problema care trebuie rezolvată este aceea de curmare a acestui fenomen, lucru pe care l-am pus în actele noastre de control cu primăria Târgu Jiu. Vom crea un sistem de monitorizare video în care încercăm să-i descurajăm pe cei care abandonează deșeuri. Această situație nu e singulară în Târgu Jiu, mai sunt și alte zone care s-au transformat în gropi de gunoi la câțiva pași de locuințele oamenilor. Oricât de dese ar fi acțiunile de ecologizare întreprinse de autorități, gunoaiele reapar la scurt timp după curățenie.